Paraclisul de iarnă al mănăstirii Bobota din județul Sălaj și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Petroniu, care și-a aniversat prin rugăciune și ziua de naștere. Sfântul ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, ocrotește și paraclisul de iarnă al mănăstirii Bobota. La sărbătoarea hramului, obștea și pelerinii s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Petroniu la Sfânta liturghie. Cu acest prilej, ierarhul și-a aniversat ziua de naștere. Mănăstirea Bobota din județul Sălaj îl are ca și ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, prăznuind întotdeauna hramul acestei mănăstiri în ziua de sânziene. De asemenea, paraclisul acestei sfinte mănăstiri îl are ca și ocrotitor pe Sfântul Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei, existând aici și o părticică din maștele Sfântului Andrei Șaguna, marele ierarh transilvanian. Cu acest prilej am săvârșit sfânta și dumnezeiască liturghie, bucurându-ne să fim împreună cu Părintele Stareț, care este și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, cu obștea monahală de aici, precum și cu bunii credincioși care vin an de an și mereu la sfintele slujbe săvârșite în această mănăstire. Situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare, mănăstirea a fost înființată în anul 2004. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, să ne dorească un an nou care vine binecuvântat și plin de roade și sfătuim pe toți românii să fie oameni de rugăciune. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți pelerinii care au fost la mănăstirea noastră și mulțumim Sfântului Apostol Andrei că suntem creștini ortodoxi pe aceste meleaguri. În anul 2013, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, schitul Bobota a fost ridicat la rang de mănăstire.